Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracul Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de miercuri, 17 iunie 2020, și folosim setul de cărți de oracol Norocul Chinezesc, din care vom extrage 3 cărți. Veți vedea la sfârșit dacă rezonați cu aceste mesaje sau măcar cu unele din ele și cum vă veți putea aranja anumite aspecte ale vieții cu ajutorul acestor recomandări pe parcursul acestei zile. Dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul dintre aceste mesaje, firește, această citire nu este pentru voi. Trebuie să știți că aceste etalări pe care eu le fac sunt valabile atât pentru cei în relație, cât și pentru cei singuri, pentru doamne, pentru domn, pentru oricine se regăsește în aceste mesaje. Și haideți să extragem și o piatră din cele multe pe care le avem, și aceasta este curaj. Deci, pe parcursul zilei de miercuri, curajul va ieși mai mult în evidență ca în alte zile. Fie veți avea nevoie să vă folosiți curajul, fie veți simți că aveți mai multă energie de curaj și sigur este foarte bine. Fie prin să vă folosiți cuvintele, vorbele, orice care aveți nevoie de curaj în această zi, pentru această zi. Și haideți să vedem prima carte, Înțelepciune. Înțelepciune este despre a învăța noi îndeletniciri sau noi calități sau noi cursuri, dacă vreți. O deșteptare, o trezire, o perioadă mai înțeleaptă va urma în viața voastră. De asemenea, conexiile între sufletele pereche este foarte ridicată în această perioadă. Ce spune cartea mai departe? Aproape toată viața ta ai fost în căutarea scopului tău în viață. Iar cu acest simbol, cu prezența acestui simbol în etalarea noastră, ți se sugerează că ești foarte aproape să îți găsești scopul pe care l-ai căutat atâta timp, să întâlnești multe suflete pereche și să mergi cu ei de-a lungul drumului. O persoană cu autoritate sau cu o anumită funcție îți va oferi un sfat pe care ar trebui să-l iei foarte în serios. De asemenea, este o energie de transformare și schimbare în prejurul tău în aceste timpuri. Suferința celor din prejurul tău te atinge de fiecare dată, îți atinge sufletul. Și îți vei dori să îi ajuți pe cei care au nevoie de ajutor, mai ales dacă poți să îl oferi. Vei avea o misiune de a vindeca pe cei în nevoie, în special în comunicare, cu cuvinte blânde, probabil în anumite acte de caritate, și îți vei găsi pacea interioară făcând acest lucru. În carieră și finanțe, acest simbol este un dar incredibil care vine din ceruri. Vei fi foarte în avantaj dacă vei învăța în aceste timpuri o nouă meserie sau o nouă îndeletniciri, cum am spus mai devreme, depinde desigur de religia sau de valorile tale spirituale. O schimbare în carieră se vede de asemenea cu acest simbol. Pentru cei care au talentul scrisului, cu această carte veți avea, vă veți găsi cuvintele foarte ușor, care vă va ajuta probabil să scrieți o carte care îi va ajuta la rândul lor pe alții când vor citi cartea pe care ai scris-o. Este un timp ideal de a face o muncă voluntară, să lucrezi la anumite acte de caritate, cum am spus mai devreme, pentru anumite cauze.
Pentru relații, această carte îți sugerează să lași în urmă relațiile superficiale și care nu își mai văd niciun viitor. Cauți o conexie mai adâncă a sufletului în relațiile pe care le ai în viața ta, nu numai de iubire. Fiind implicat în munca comunității, vei avea posibilitatea să întâlnești oameni minunați care îți vor crea înțelegeri și, cum spunea cartea mai dinainte, înțelepciuni și treziri, în special în zona spirituală. Cei singuri s-ar putea să-și găsească partenerul vieții. Cei în relație sau relațiile existente s-ar putea să sufere din cauza neglijenței, pentru că tu nu mai ești aceeași persoană, ai crescut spiritual, te-ai dezvoltat și nu mai ești aceeași persoană. Să petreci ceva timp singur sau singură este foarte important. Poți să mergi în aer liber, în spații deschise, unde este mult verde, să te bucuri de natură și de soarele de afară. În acest timp ai ocazia să reflectezi la cine ești, unde vrei să ajungi și ceea ce îți dorești pentru viitorul tău. Animalele, de asemenea, îți aduc o mare bucurie în viața ta. Și dacă îți vei găsi un animăluț de companie sau vei primi, primește-l în viața ta, vei fi foarte bucuros, foarte fericit. Cea de-a doua carte, iubire. Foarte frumos. Și aici este vorba despre conexii cu sufletele pereche și în cartea Înțelepciune am avut același indiciu. Episoade romantice între voi și de afecțiune, momente tandre. O atracție magnetică te înconjoară în aceste timpuri, o conexie cu sufletele pereche, anumite propuneri, s-ar putea să fie propuneri în business, dar pentru cei mai mulți dintre voi propunere probabil de căsătorie sau de logodnă. Aceste energii sunt foarte ridicate în acest timp, deci atunci când această carte iese în etalare. Aura ta este mult mai luminoasă și ai o carismă foarte plăcută. Vei fi impresionat de abilitățile de comunicare cu persoanele cu care intri în contact și în acest fel îți vei putea face noi prieteni care să te aducă pe drumul corect sau pe drumul drept pentru tine. Nu contează ce vârstă ai. Viața ta personală se aprinde, bucură-te de acest timp, fii social, îmbracă-te frumos ca să impresionezi, mai spune cartea, și vei întâlni oameni minunați, înțelepți, vedeți ce aici este înțelepciune și poate aici se referă la faptul ca să fii mai social și să ieși între prieteni noi sau cu prietenii pe care îi cunoști deja, să întâlnești prieteni noi și lume nouă, îți va trebui acest curaj. Această carte, de asemenea, pentru finanțe, reprezintă o popularitate, creșterea popularității la locul de muncă, iar aura ta va atrage mai multe persoane pentru business, mai cu profesionalism și cu dăruirea pe care o arăți. Poți crea oportunități minunate pentru tine și pentru business și ideile tale vor fi luate în considerare și vor contribui la ridicarea afacerii.
Ideile de a face bani sau de a crește finanțele sunt în drumul tău, deci încrede-te instinctelor sau încrede-te în instinctele tale. Pentru cei care au copii, vor aduce foarte multă mândrie în familie datorită rezultatelor pe care le obțin la școală, la facultate. O nouă persoană din zona serviciului sau a intereselor financiare s-ar putea să strălucească sau să-ți aprindă acele străluciri în minte care te vor face să ai idei minunate pentru a avea succes în business sau în afaceri. Și vei lua o decizie foarte mare datorită acestei persoane. Pentru relații, această carte, bineînțeles, îți recomandă să iei foarte în serios relația în care ești. Petrece mult timp cu partenerul sau partenera. Puteți să aveți discuții. Orice vă propuneți în această perioadă, veți fi de acord unul cu celălalt. Puteți să vă faceți planuri împreună. Puteți să vă întâlniți de asemenea cu prietenii, cu familia și să vă susțineți unul pe celălalt și să aveți grijă unul de celălalt, bineînțeles. În același timp, fii pregătit să elimini din viața ta pe cei care nu îți doresc binele sau simți o anumită invidie din partea lor datorită succesului și popularității tale și da, deci trebuie să-i elimini din viața ta. Și nu trebuie să-ți faci griji, această carte indică cele mai bune relații pentru cei care sunt sinceri și adevărați cu tine și care într-adevăr țin la tine și la viitorul tău. Și de asemenea, noi persoane sunt în drum spre tine cu o conexie grozavă cu cea a ta și îi vor înlocui pe cei care nu sunt sinceri și nu le pasă, da, de tine. Îți vei da seama că nu vei mai avea la fel de multă răbdare pentru argumente sau pentru certuri în relații și vei dori să elimini aceste persoane din viața ta pentru că îți mănâncă, îți trag energia pozitivă și nu mai ai răbdare pentru așa ceva. Îți dorești foarte mult o conexie de suflet foarte adâncă și această carte îți indică faptul că sunt disponibile aceste conexii cu sufletele pereche. Căsătoriile și logodnele sunt foarte posibile pentru tine sau pentru cei din preajma ta, pentru membrii ai familiei sau pentru prieteni. Dar dacă și asta este dorința ta, cu certitudine se va manifesta foarte curând, deci căsătoria sau logodna. Iar cea de-a treia carte, prosperitate, foarte frumos. Deci avem înțelepciune, iubire, prosperitate. Vedeți ce frumos, mult roșu, foarte mult roșu. În toate aceste cărți avem foarte mult roșu. Această carte ne indică contracte, proprietăți, finalizarea unor afaceri, achiziționarea unor terenuri sau a unor case, deci a unor proprietăți. Deci roțile se învârt. Multe posibilități și oportunități te înconjoară în această perioadă. Posibilități de a face bani frumoși dacă ești înțelept, vedeți? Și aici ne spune cartea înțelepciune, deci trebuie să investim înțelept și nu acționezi prea impulsiv. Energia ta proaspătă și optimistă va atrage mulți admiratori în drumul tău și multe contracte sau multe propuneri.
Deci roțile, cum spuneam la început, se învârt în favoarea ta. Se rotesc. Dacă ești în așteptarea anumitor sentințe legale sau ești îngrijorată asupra acestor procese legale, această carte indică un rezultat bun în favoarea ta. O achiziționare majoră, cum ar fi o proprietate sau o mașină mai scumpă sau o călătorie, o vacanță, sunt indicate și bune în acest timp. Așteaptă să cheltui mulți bani, dar ai grijă să și pui ceva deoparte pentru facturile care vor veni. Pentru cariere și finanțe este un timp foarte probabil și foarte bun pentru a schimba serviciul sau pentru a obține o nouă poziție cu, bineînțeles, noi responsabilități, dar care vor conduce la succes. Deci fii pregătit să treci la acțiune. Nu sunt permise, cum să spunem, odihna sau relaxarea. Este foarte probabil să obții o moștenire sau să ajungi în posesia unei moșteniri sau a unui câștig pentru care ți-ai dat eforturile până acum și vei împărți acești bani cu cineva care într-adevăr are nevoie și este implicat în anumite organizații caritabile. Pentru relații, această carte ne spune că cineva foarte bogat va veni în viața ta. Dacă ești singur, această nouă persoană este numai bună pentru o relație. Deci, în general, va veni un timp pentru tine și împrejurul familiei tale de succes, un timp în care vă veți bucura de armonie și de bunăstare întreaga familie și ceva nou, un start nou pentru cei care veți începe un start nou, dar înțelept fiind, deci urmând fiecare pas înțelept și investit fiecare ban cu înțelepciune, dar fără risipă, va fi de succes și va fi pe termen lung. Deci, dragii mei, acestea au fost recomandările zilei de 17 iunie 2020. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din mesaje, nicio problemă, puteți să le ignorați. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, puteți să realizați orice vă puneți în plan. Acționați, gândiți și afirmați pozitiv. Fiți buni, nu încercați să înșelați, lucrați cu înțelepciune, da? Cum vă recomandă și cărțile. Veți avea iubire în această lună, în luna iulie, și prosperitate se vede de jur împrejurul vostru și a familiei voastre. Nu uitați să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!